Nu mai este mult până începe noul an școlar, iar harta școlilor din România este împărțită în două. Dacă o parte dintre elevi se vor întoarce într-o unitate de învățământ renovată și modernă, restul vor reveni în prima zi de școală pe un șantier. În Gorj, spre exemplu, din cele 27 de școli afectate de cutremur, autoritățile nu au reparat nici măcar una. În urmă cu un an și jumătate, o serie de cutremure puternice zguduiau județul Gorj. Atunci, zeci de clădiri au fost grav afectate. Printre ele se numără și 27 de unități de învățământ, unde elevii ar trebui să se întoarcă în septembrie. Singura problemă, însă, este că școlile arată exact la fel ca în urmă cu un an și jumătate. Șubrede, cu tencuiala căzută și nerenovate. În comuna Stănești, nicio școală nu este gata, asta deși primarul susține că lucrările au început la finalul anului școlar trecut. Să lucreze în mare forță la ele. Mai este timp. Peste câteva zile, când va începe școala, copiii noștri vor fi relocați la o altă școală. Peste câteva zile, școala nu va începe în niciuna dintre aceste unități de învățământ. Asta e conducerea proastă din Târgu Jiu, care nu se ocupă de proiectele școlare. De cealaltă parte, autoritățile locale din alte județe din țară s-au străduit să modernizeze școlile și implicit procesul de învățare. Deși sunt doar 6 școli ce adună un număr total de 413 elevi, unitățile de învățământ din comuna vasluiană Gârceni debutează în noul an școlar cu table inteligente, tablete și retroproiectoare de ultimă generație. Toate școlile noastre sunt pregătite și dotate. Colegii mei beneficiază de laptopuri pe care le utilizează la clasă. Sunt mândră că am lăsat-o aici la Gârceni să învețe. Modernizările au fost făcute prin diferite programe de finanțare, iar primarul spune că va continua să investească în învățământul din comună. Avem un alt program depus pe PNRR, pentru dotarea școlilor cu mobilier, schimbarea tuturor mobilierului în totalitate. Un alt exemplu pozitiv vine din Brașov. Școala gimnazială din satul Holbav a fost reabilitată și este pregătită să primească elevii cu cele mai moderne condiții. Am dotat cu sălile de clasă, cu table interactive, laptopuri pentru profesori, chiar și tablete pentru elevi și mobilier pentru grădiniță. Și aici modernizarea școlilor a fost făcută prin atragere de fonduri.